Februarie, sezonul carnavalului de la Veneția, unde iubitorii de extravagante costume medievale, romantism și călătorii în timp își etalează cu mândrie măștile în piața San Marco și împrejurimi. În orașul pisicuțelor libere, așa cum este considerată Veneția, una dintre temele preferate foarte despreluată de costumele ce spun povești fără cuvinte, este normal să fie cea a pisicii. Când comerțul cu Bizanțul și Orientul a început să înflorească, printre mărfurile rafinate aduse în Veneția se aflau și pisici angora cu părul lung, a căror frumusețe i-a fascinat pe nobili și bogații negustori. În somptuoasele palate venețiene au intrat apoi pisicile orientale, plătite scump și tratate ca niște prinți. Alături de aceste animale splendide, pisicile de lagună, mai danezele, alergau pe străzi vânători neobosiți, adevărate santinele împotriva șobolanilor. Spre sfârșitul secolului XIII, pisicile ajunseseră atât de importante încât erau considerate semn de noroc în tradiția maritimă venețiană. Așa că s-a hotărât îmbarcarea lor în marile corăbii, în grupuri de câte 3 sau 4, erau înscrise în registrele navei, iar un marinar era responsabil cu hrănirea și îngrijirea lor. În perioada medievală, corăbiile care se întorceau din Orient au adus pe lângă mărfuri prețioase și un clandestin de speriat, teribilul șobolan negru care a răspândit o molimă ce s-a extins cu repeziciune în lume. Oamenii i-au spus în toate felurile, pestă, bubă neagră, moarte neagră, iar unul din 3 venețieni au căzut victime. Despre acea perioadă înspăimântătoare a scris Giovanni Boccaccio în novelele din Decameronul. Multă vreme lumea întreagă a crezut că ciuma este o pedeapsă venită de la Dumnezeu. Veneția a înțeles rapid că pisicile puteau fi o armată formidabilă și eficientă în lupta cu șobolanii. Asta spre deosebire de alte țări în care pisicile erau ucise la ordinele Inchiziției, care le considera o reîncarnare a răului. Așa că venețienii au plecat să caute pisici în lumea mare, în Siria și în Palestina. Se spune că în acele timpuri deosebit de grele, o armată de circa 25.000 de pisici a devenit un ajutor nesperat în slujba oamenilor epuizați. În timp, descendenții acelor pisici au creat natural o rasă foarte combativă, numită astăzi Soriano. Multe curiozități, legende și istorii s-au transmis de-a lungul timpului, povestind despre simbioza profundă dintre Veneția și pisicile ei. Chiar și astăzi, în unele locuri exclusiviste, cum ar fi librăria Aquanalta, se simte prezența și farmecul acestor feline.
O deosebită personalitate istorică a Veneției secolului XVII a fost dogele Francesco Morosini. Acesta nu iubea femeile, dar iubea enorm o pisică pe nume Nini, de care nu s-a despărțit niciodată, nici măcar în luptă. Când mult iubita sa pisică a murit, dogele a dispus îmbălsămarea ei cu un șoricel între labe. Până în secolul XIX, pisica îmbălsămată a rămas moștenire urmașilor dogelui. Ulterior, toate bunurile acestuia au fost donate orașului Veneția, iar Nini ocupă astăzi o vitrină la Muzeul Civic de Istorie Naturală. Iată de ce venețienile sunt recunoscători salvatorilor mustăcioși, de ce iubesc și îi protejează, lor dedicându-le ziua de 17 februarie, chiar în timpul carnavalului, ca sărbătoare națională a pisicii. De aceea, pisicilor le sunt dedicate și unele dintre cele mai spectaculoase și extravagante costume și măști tradiționale, purtate cu multă bucurie de participanții de la carnaval, indiferent de vârstă, an de an.